Jandarmii prahoveni au suplimentat numărul de echipaje care vor fi prezente în acest weekend pe Valea Prahovei. Se anunță un număr mare de turiști, așa că militarii pot interveni în cazul în care le este solicitat ajutorul. Un mare pericol îl reprezintă urșii, care sunt tot mai prezenți în zona stațiunilor, așa că jandarmii au recomandări. În situația în care întâlniți animale sălbatice, vă sfătuim să nu vă apropiați pentru a face fotografii sau pentru a le hrăni, să vă îndepărtați de zona respectivă și să solicitați sprijin prin apel la numărul de urgență 112. Premergător acestei perioade, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Prahova au derulat acțiuni de control în stațiunile de la munte, și asta pentru a depista și înlătura potențialele cauze de incendiu. Verificările au vizat hotelurile, pensiunile, dar și restaurantele. Pe lângă identificarea și înlăturarea neregulilor specifice, specialiștii în prevenire au asigurat instruirea angajaților din obiectivele avute în atenție, astfel încât aceștia să-și însușească și să respecte regulile de prevenire ale incendiilor. În această perioadă, echipajele de salvatori din subunitățile operative au continuat acțiunile de recunoaștere la aceste categorii de obiective pentru identificarea surselor de alimentare cu apă, familiarizarea cu particularitățile fiecărei clădiri și prelucrarea personalului asupra acțiunilor și intervenției imediate. Și salvamontiștii vin cu sfaturi pentru turiști. Pentru că pe munte este încă iarnă, amatorii de drumeții sunt avertizați să nu se aventureze pe trasee interzise și să nu urce pe munte fără echipament adecvat.